Bună ziua, dragi prieteni! Informațiile pe care urmează să vi le prezentăm sunt cu adevărat șocante pentru orice persoană sensibilă. Trăim într-o perioadă în care oamenii de știință nu știu ce să facă în legătură cu criza climatică care se intensifică. Ba mai mult, nici politicienii nu știu. Acum, întreaga omenire se află în pragul unei catastrofe climatice de proporții. Iar în acest moment, știința contemporană ne vorbește doar despre schimbările climatice antropogene, dar nu spune nimic despre cauza reală a schimbărilor climatice. Mulți oameni se îndoiesc de acest lucru. Se îndoiesc de schimbările climatice. Totuși, faptele sunt lucruri încăpățânate. În urmă cu un an, numărul cataclismelor din lume nu depășea câteva zeci pe lună. Anul acesta, însă, înregistrăm deja o medie de 200 de dezastre naturale pe săptămână. Conform datelor noastre de monitorizare, numai în primele 10 luni ale anului 2022 au avut loc peste 6.000 de dezastre climatice. Printre acestea se numără inundații, incendii, uragane, tornade, alunecări de teren, căderi anormale de zăpadă și grindină. Imaginați-vă, este ca și cum ar fi 6.000 de zone de război în care clima, singurul inamic al omenirii, își duce atacul. Și asta este doar ceea ce se reflectă în sursele deschise de informații. De fapt, există mult mai multe dezastre naturale pe planetă. Și, cel mai rău, aceste cataclisme au luat multe vieți care nu mai pot fi niciodată returnate. Familiile lor și cei dragi nu pot recupera niciodată această pierdere. Raportul de monitorizare pe care îl veți vedea este rezultatul muncii a mii de voluntari din întreaga lume. Toate datele sunt verificate de mai multe ori înainte de a fi folosite. Toate aceste informații sunt preluate exclusiv din surse publice, astfel încât toată lumea să le poată verifica și să vadă cu ochii lor amploarea ororilor cu care ne-am confruntat. Vreau să subliniez faptul că mii de oameni lucrează la colectarea și analiza datelor. Este dificil pentru o singură persoană să colecteze și să analizeze atât de multe informații. În activitățile noastre de cercetare, ne-am confruntat cu faptul că multe date disponibile în surse deschise sunt șterse. Informațiile despre cataclismele climatice, puterea și frecvența acestora dispar pur și simplu. Ei încearcă să ne dea aparența unei situații climatice mai mult sau mai puțin favorabile. În același timp, statisticile sunt mai înspăimântătoare decât oricând în istoria civilizației moderne. Dar acest lucru este deosebit de evident în acest an. Dar, pentru a îndulci situația, ei încearcă să ne spună că nu se întâmplă nimic teribil și că starea noastră climatică este în limite normale. În mass media, datele sunt falsificate și diminuate. Chiar și pentru o singură instituție, colectarea de statistici privind toate cataclismele și anomaliile climatice este dificilă. Dar noi suntem voluntari și suntem foarte mulți în întreaga lume. Pentru a obține o imagine fiabilă a ceea ce se întâmplă, lucrăm cu surse primare, cu grupuri de cercetare care înregistrează aceste date și direct cu martorii oculari ai cataclismelor climatice. Vă vom prezenta un film de monitorizare a climei. Vă rog să urmăriți acest video cu mare atenție. Acesta arată evoluția reală a schimbărilor climatice în lume. SUA, Taiwan, Kazakhstan. E un adevărat coșmar. Asta s-a întâmplat pentru prima dată în toată viața mea. Bulgaria. A fost ca și cum ar fi căzut o bombă. Italia. Cine ar fi putut să știe că apa se va revărsa atât de repede? Am pierdut totul. Pakistan. Spania. China. Germania.
furtuni și uragane. Uraganul Ian din categoria 4 a fost cel mai mortal uragan care a lovit locuitorii din Florida, în Statele Unite. Unele orașe au fost distruse în proporție de 90% din cauza valurilor de furtună, a vânturilor furioase și inundațiilor. Peste 1,5 milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Potrivit estimărilor preliminare, pagubele vor depăși 100 de miliarde de dolari. Fiona este primul uragan de categoria 4 din istorie care se deplasează foarte mult spre nord. Fiona a ajuns în estul Canadei, păstând forța unui uragan de categoria 2 și a lăsat o traiectorie de distrugere fără precedent în această țară. În ultimii ani, furtunile tropicale au început să se deplaseze mai la nord și mai la sud de ecuator. Megalopolusurile lumii, precum New York, Boston, Beijing și Tokyo, ar putea fi în curând atacate de acestea. Se preconizează că taifunul Noru va lovi Filipine ca fiind echivalentul unui uragan de categoria 1, dar în doar 6 ore a avut loc o intensificare explozivă, ajungând la un super taifun de categoria 5, cu rafale de vânt care au atins 196 de mile pe oră. Oamenii nu au avut timp să se pregătească pentru impactul unui dezastru natural de o asemenea forță. Peste 900 de mii de persoane au fost afectate, în timp ce pagubele din agricultură au depășit 52 de milioane de dolari. În Statele Unite, numărul furtunilor convective, ale căror pagube depășesc un miliard de dolari, este în creștere fără precedent. Între 2000 și 2010 au fost 34, iar în următorii 11 ani au fost 95. În emisfera sudică, intensificarea furtunilor din ultimele decenii a atins deja nivelurile preconizate pentru anul 2080. Precipitații anormale și inundații. Numărul evenimentelor cu precipitații anormale este în creștere în întreaga lume. Între cele 9 luni ale anului 2022, peste 35.000 de recorduri zilnice au fost înregistrate pe întreaga planetă. Inundațiile bruște nu lasă timp oamenilor să scape. Provincia Ancona din Italia a fost lovită peste noapte de ploi de jumătate de an. Niciodată în viața lor, locuitorii nu au văzut o creștere atât de rapidă a apei, aproape 1 metru în 10 minute. Australia a fost lovită de 3 valuri de inundații istorice în 2022. Având în vedere o asemenea frecvență și intensitate a inundațiilor, nu are sens să reconstruim unele orașe. În Africa de Sud, în decurs a 24 de ore, a căzut o cantitate de precipitații aproape echivalentă cu cea a unui an, ceea ce a dus la una dintre cele mai ucigătoare inundații din secolul 21 în această țară. În urmă cu doar 60 de ani, în lume se înregistrau 8 inundații majore pe an, iar până în 2021 acest număr a crescut de 27 de ori. Sezonul musonic din 2022 s-a transformat în cel mai mare dezastru climatic din istoria modernă a Pakistanului. O treime din provinciile țării a intrat sub ape. Peste 1600 de persoane au fost ucise, iar 33 de milioane au fost afectate de dezastru, mai mult de jumătate dintre ele fiind copii. Peste 2 milioane de case au fost distruse, bătrânii, femeile însărcinate și copiii sunt forțați să trăiască în aer liber, în condiții inumane. Există o lipsă de alimente, apă potabilă și asistență medicală. Apa contaminată a devenit o sursă de infecții. Oamenii au rămas fără locuri de muncă, adăpost și mijloace de trai. După aproape 2 luni, apa încă nu a dispărut. Coșmarul pentru oameni continuă și se va înrăutăți. Căldură extremă și secetă. În cele 9 luni ale anului 2022 au fost înregistrate peste 100.000 de recorduri de temperatură maximă pe glob. În China, pentru prima dată în istoria lumii, un val de căldură a atins 113 grade Fahrenheit și a durat 79 de zile la rând. Peste 900 de milioane de oameni au fost afectați de temperaturile extreme. Au fost deschise adăposturi antiaeriene pentru ca oamenii să fie scutiți de căldură insuportabilă. În Uniunea Europeană, decesul a 53.000 de persoane în luna iulie este direct atribuit valului de căldură fără precedent. În 2022, multe regiuni au fost afectate de secete severe. Râurile și rezervoarele au secat. Transportul maritim a fost practic oprit, iar criza energetică s-a agravat. Facturile la electricitate au crescut de mai multe ori. Seceta a distrus culturile, ceea ce a dus la o creștere fără precedent a prețurilor la alimente. Criza apei a atins nivelul record, accesul la apă potabilă sigură este amenințat. Nici o țară, chiar și una dezvoltată din punct de vedere economic, nu este imună la această problemă. În acest an, peste 2 miliarde de oameni de pe planeta noastră se confruntă deja cu penuria de apă. Incendii de vegetație. În Rusia, în ultimii 5 ani, s-a înregistrat o creștere bruscă a suprafeței totale a incendiilor de vegetație. În 2022, Alaska se confruntă cu cel mai mare sezon de incendii din istoria sa. În urmă cu 50 de ani, nu existau mega incendii, dar la începutul lunii octombrie 2022 au avut loc deja 16 mega incendii numai în SUA și în multe altele se apropie de această amploare. În Europa, pentru prima dată de când au început observațiile prin satelit, suprafața arsă cumulată în 2022 a depășit până acum 770.000 de hectare, ceea ce reprezintă aproape de 3 ori media anuală. Iar în unele țări, creșterea numărului de incendii de vegetație a
fost cu adevărat șocantă. În Republica Cehă, în medie, în fiecare an sunt arse 9 hectare de teren. Cu toate acestea, până la sfârșitul lunii septembrie a acestui an, incendiul distrusese deja aproape 1500 de hectare. Aceasta este de 158 de ori mai mult decât de obicei. Incendiile de vegetație nu mai sunt sezoniere. Acum nu se mai opresc nici măcar iarna, iar vânturile de uragan răspândesc focul cu o viteză amenințătoare. În provincia algeriană El Taref, vânturile de peste 55 de mile pe oră au făcut ca flăcările să se extindă în câteva minute, fără a lăsa oamenilor nicio șansă de scăpare. Incendiile au loc în locuri în care nu au mai fost aproape niciodată. Arde în Europa Centrală, în pădurile tropicale din America de Sud și chiar în Arctica. Ceea ce a fost prezis pentru anul 2100 se întâmplă deja astăzi sub ochii noștri. În 2022 s-a înregistrat un salt fără precedent în ceea ce privește puterea și cantitatea dezastrelor naturale și, judecând după progresie, acestea vor continua să crească cu viteză record. Pentru ca omenirea să supraviețuiască, este nevoie de acțiuni extraordinare urgente. Între timp, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. În acest videoclip am prezentat o mică parte din dezastrele climatice care au avut loc în acest an. Anul 2022 a fost un an de cotitură. Toată lumea a văzut cât de anormale și imprevizibile au devenit cataclismele. Ultimele speranțe că clima se va schimba treptat au fost spulberate. Progresia cataclismelor este din ce în ce mai mare. Gândiți-vă că numai în 9 luni au fost doborâte 100.000 de recorduri de canicule și 36.000 de recorduri de precipitații. Acest lucru amenință să creeze o criză alimentară de proporții planetare. În toamna anului 2022, aproape întreaga emisferă nordică a primit o nouă doză de căldură, în locul de răcoarea mult așteptată. În nordul Canadei, unde temperatura medie din septembrie este de aproximativ 8 grade Celsius, s-au înregistrat temperaturi de peste 30 de grade Celsius timp de mai multe zile. Iar în înghețata Groenlanda, temperaturile au fost cu peste 20 de grade peste cele normale. Inundațiile au devenit atât de puternice, încât nici măcar țările stabile din punct de vedere economic nu pot rezista asaltului. În timp ce anul trecut au fost inundații seculare, anul acesta sunt inundații milenare peste tot. Acestea sunt inundații care au o probabilitate de a se produce odată la 1000 de ani. O astfel de catastrofă climatică a lovit nord-estul Braziliei în primăvara anului 2022. Iar în vară, în SUA, au avut loc 5 dintre aceste inundații ale mileniului în mai puțin de o lună. Aproximativ 70 de milioane de persoane au fost afectate. Este o cifră uriașă. Nu este doar o statistică. Sunt 70 de milioane de oameni care au fost deja afectați. Dimensiunea dezastrelor naturale este în continuă creștere. Serviciile de urgență din multe țări spun deja că nu sunt suficiente echipamente și oameni pentru a face față consecințelor dezastrelor climatice. În Australia, de exemplu, oamenii și-au pierdut speranța de a primi ajutor. În ultimul an, țara a fost copleșită de valuri istorice de inundații. Oamenii sunt pur și simplu abandonați în mijlocul unui dezastru climatic permanent și niciun ajutor nu poate ajunge la ei. Și situația se va înrăutăți. Există din ce în ce mai puțină speranță pentru ajutorul internațional, deoarece țările se confruntă simultan cu cataclisme și trebuie să încerce să-și rezolve mai întâi propriile probleme. În doar câțiva ani, când cataclismele vor căpăta forță, nimeni nu va veni să ajute, pentru că problemele vor fi peste tot. În prezent, consecințele dezastrelor afectează deja pe toată lumea. Lumea este un loc foarte interconectat. Câmpurile inundate sau uscate într-o parte a lumii înseamnă o creștere uriașă a prețurilor la alimente sau foamete în altă parte. Mass media ne arată dezastrul în sine, dar nu ne arată ce se întâmplă cu oamenii după aceea. Un cataclism poate dura ore sau chiar minute, dar oamenii nu pot face față consecințelor timp de ani de zile. Credeți că acest lucru se întâmplă doar în țările în curs de dezvoltare? A trecut un an de la inundațiile mortale din Europa din iulie 2021.
și mulți dintre cei afectați nu se pot încă întoarce la casele lor. În Japonia, țara avansată din punct de vedere tehnologic, la 3 ani de la taifunul Hagibis, sute de oameni trăiesc încă în locuințe temporare. În SUA, după ce o tornadă teribilă a lovit Kentucky în decembrie 2021, oamenii nu s-au întors încă în casele lor. Și există nenumărate exemple în acest sens. Cu toții suntem vulnerabili în fața stihiilor. Milioane de oameni își pierd casele și tot ceea ce dețin. Tot ceea ce am acumulat de-a lungul vieții noastre dispare într-o clipă, în mod irevocabil. Hainele uscate, o bucată de pâine sau o gură de apă sunt ceea ce devine cel mai prețios. Iar dacă ești suficient de norocos să supraviețuiești, cel mult te poți baza pe un loc într-o tabără de refugiați. Da, a-ți pierde bunurile nu este cel mai rău lucru. Mulți supraviețuitori își pierd familia și prietenii. Putem reface totul, cu excepția vieții umane pierdute. Cataclismele se intensifică, iar noi nu avem cum să le facem față. Programele existente de combatere a schimbărilor climatice nu funcționează. În ultimii 20 de ani, situația de pe planetă s-a înrăutățit în mod catastrofal, iar dezastrele climatice continuă să se intensifice. Și astăzi, când trebuie să studiem cauzele reale ale schimbărilor climatice, noi, ca omenire, nu facem nimic pentru a înțelege cauza lor. Pierdem timp și trilioane de dolari pe o teorie falsă cu bună știință a schimbărilor climatice antropogene și nu facem nimic. Este pur și simplu sinucidere. Privim cum lumea noastră se prăbușește. Și sperăm că trebuie să avem puțină răbdare, să mai așteptăm un pic și totul va reveni la normal. Dar nu va fi așa. Lumea noastră nu va mai fi niciodată la fel. Dacă vom continua să nu facem nimic, mâine stihiile ne vor distruge viața și va fi prea târziu să mai facem ceva în acest sens. Căutarea salvării de la o catastrofă climatică la nivel planetar trebuie să devină acum cea mai importantă sarcină a umanității, o sarcină spre care trebuie îndreptate toate resursele societății.